Viața lui Ștefan Lucian, unul dintre marii pictori români. Lucian Ștefan, respins! Nicolae Grigorescu, de ce nu a făcut parte din juriu? Când în tinerețe este respins la selecția pentru salonul oficial, organizează altul al independenților. Pentru că încercăm să facem o artă nouă. O artă cu caracter uman și profund național. Târziu vine și recunoașterea publică. Prea târziu. Particip cu două pasteluri la expoziția universală de la Paris. Un Lucian va valora în curând mai mult decât un Grigorescu care a pictat foarte mult. Ion Caramitru, George Constantin, Maria Ploaie, Monica Ghiuță, în Ștefan Lucian, dramă 1981, regia Nicolae Mărgineanu, la TVR Moldova.